Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă lecție de pregătire pentru Evaluarea Națională 2024. Astăzi aș vrea să discutăm câteva greșeli frecvente de care trebuie să țineți cont și pe care le puteți identifica la exercițiul 8 de la gramatică. Sigur că și atunci când scriem compuneri sau orice răspuns mai elaborat la exercițiile 6, 7, 8, 9, trebuie să formulați corect fiecare enunț și atunci trebuie să țineți cont de aceste sugestii pe care vi le dau eu. Vom avea astăzi mai multe subiecte de abordat, așa că haideți să ne apucăm de treabă. În primul rând, aș vrea să discutăm forme verbale corecte, anumite forme verbale corecte. Sunt corecte formele apărea. Apărea este un verb de conjugare a doua. A apărea. A dispărea. A plăcea, a displăcea. Atenție mai ales la formele acestea ale verbelor a plăcea și a displăcea, pentru că adeseori sunt considerate ca forme acceptate sau pot apărea ca greșeli. Formele a place, a displace sunt greșite. Formele corecte sunt a plăcea, a displăcea. La fel o să folosim infinitivul în construirea anumitor forme verbale compuse. Vom spune voi plăcea sau îmi va displăcea. Folosim forma aceasta de conjugare a doua. De asemenea, sunt forme verbale corecte și voiam. Nu forma vroiam. Forma vroiam nu există, pentru că nu există verbul a vroi. Voiam este forma de imperfect a verbului a voi. Sau o altă formă de la verbul a vrea, vream, este forma acceptabilă. 2. A doua greșeală posibilă. Trebuie să fiți atenți la anumite sensuri ale anumitor verbe. De exemplu, verbul a însemna, în funcție de forma pe care o are, are două sensuri diferite. De exemplu, o să spun că înseamnă, haideți să-l construiesc chiar un enunț, înseamnă mult pentru mine. Aici are sensul a semnifica. Semnifică mult pentru mine. Iar când are sensul a scrie, o să spun însemnez tema. Cu sensul a scrie. Vedeți că sunt două forme diferite ale aceluiași verb. La fel, atenție la, apropo de terminația aceasta ez, la verbul a copia, forma corectă este copiez tema. Nu copii tema, ci copiez. Copii tema este o formă greșită. O altă greșeală pe care trebuie să țineți cont este folosirea adverbului decât, a semi-adverbului decât. Decât se folosește în enunțuri negative. Corect spun așa. Nu am decât un măr. Vedeți negația verbului? De aceea îl folosesc pe decât, pentru că verbul este la forma negativă. Dacă vreau să folosesc un adverb echivalent, un semi-adverb echivalent într-o propoziție afirmativă, voi folosi doar și numai. Numai, doar, se folosesc în enunțuri afirmative, în enunțuri asertive. O să spun, am doar un măr. Sau am numai un măr. Vedeți, distinția dintre cele două trebuie să o rețineți, pentru că este o greșeală posibilă și frecventă în destule teste de antrenament la exercițiul 8, acolo unde trebuie să corectați. A patra greșeală despre care vreau să discutăm este folosirea adverbilor sau prepozițiilor sau locuțiunilor datorită din cauza. Datorită se folosește întotdeauna alături de evenimente fericite, îmbucurătoare. Datorită se folosește în contexte fericite. Să spun așa, am reușit
datorită, reușit, datorită eforturilor noastre. Faptul că am reușit este un eveniment fericit și atunci folosesc datorită. În schimb, dacă e un eveniment nefericit sau trist sau un eșec, folosim din cauză. Din cauză. Sau din cauză că, dar o să scriu doar varianta aceasta, se folosește cu evenimente nefericite. De exemplu, o să spun, am întârziat din cauza ploii. Faptul că am întârziat este un eveniment nefericit. De aceea folosesc din cauza. Șterg tabla și trecem mai departe la următoarea serie de greșeli sau de lucruri la care trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Până aici cred că sunt lucruri care vă sunt foarte clare. Dacă aveți orice îndoială sau orice dilemă cu privire la o formă corectă, trebuie să consultați domn 3, pentru că examenul se dă după domn 3. Următoarea greșeală, o mai păstrez pe a patra. Trebuie să fiți foarte atenți la acordul adjectivului cu un substantiv în genitiv dativ. Acordul, hai să spun, adjectivului întâi. Cu un substantiv în genitiv dativ. Greșeala aceasta a fost și la simularea națională de anul acesta. De exemplu, o să spun așa. Culoarea castanelor. Nu o să spun culoarea castanelor coaptă. Pentru că nu culoarea este coaptă. Atenție cu cine faceți acordul. Ci castanele sunt coapte. Și pentru că castanele este formă de genitiv dativ, a cui culoarea castanelor, atunci facem acordul castanelor coapte. Nu culoarea. Deci atenție cu cine se face acordul adjectivului. La fel, hainele fetei inteligente. Nu hainele sunt inteligente, ci fata este inteligentă. Dar nu hainele fetei, da? Nu hainele sunt inteligente. Bun, o altă greșeală, numărul 6. Acordul încrucișat. Sau mai puteți întâlni în teste sau chiar și în subiectul de examen, puteți întâlni forma de genitiv a lui care. Asta înseamnă acordul încrucișat. Forma de genitiv a pronumelui care. Și aici să vorbim puțin. Întotdeauna acordul încrucișat presupune existența a două substantive. Imediat vă dau un exemplu și vă arăt cum trebuie să-l gândiți. Când îl întâlniți, trebuie să-l luați deoparte și nu vă grăbiți, pentru că e nevoie să fiți foarte, foarte atenți. De exemplu, dacă vreau să spun strada trandafiri. Substantivul 1 și substantivul 2. 1, substantivul 2. Se numește acordul încrucișat pentru că apare un X. E cruciș. Primul substantiv o să dea al treilea cuvânt. Și dacă substantivul 1, adică strada, este feminin singular, forma pe care o dă este cărei. Dacă este masculin singular, forma pe care o dă este cărui. Și dacă este plural, orice gen, nu are importanță, forma pe care o dă este căror. Aici strada este o stradă, feminin singular, și atunci o să avem forma cărei. Haideți să vedem substantivul 2. Dacă substantivul al doilea este feminin singular, forma pe care o dă este a. Dacă este masculin singular, al. Dacă este feminin plural, ale. Și dacă este masculin plural,
Este ai. Trandafiri. Este un trandafir, doi trandafiri. Este masculin plural. Și atunci forma este ai. Și pun aici ai. Vedeți de ce se numește acordul încrucișat? Pentru că apare un X. Și corect este strada ai cărei trandafiri. Dacă întâlniți un substantiv neutru, vedeți că n-am discutat despre neutru, imediat vă arăt cum facem. O să spun așa. Masa, scaune. Masa este o masă, feminin singular, cărei. Dar scaune este neutru. Un scaun, două scaune. La neutru o să selectez pentru singular masculin un scaun, adică dacă aș fi fost aici singular, aș fi spus masa al cărei scaun. Da? Vedeți? Selectez masculin singular. Iar la plural selectez feminin, pentru că neutrul, de fapt, este alcătuit din masculin la singular și feminin la plural. Și atunci o să selectez două scaune. Forma de feminin, că e ca la feminin. Două. Deci o să spun masa ale cărei scaune. Bun. Și am terminat și cu acordul încrucișat. Șterg tabla și trecem mai departe la următorul set. Dacă rețineți formele acestea, ar trebui să fie foarte simplu acordul încrucișat. Trecem la greșeala numărul 7. Atenție la forma negativă a imperativului. Forma negativă a imperativului este alcătuită din negația nu plus verbul la infinitiv. La infinitiv, adică forma din dicționar a verbului. Și haideți să vedem câteva exemple. Scriu și forma afirmativă și forma negativă a imperativului pentru câteva verbe. De exemplu, o să spun așa. Zi ceva este forma de afirmativă de imperativ. Forma negativă va fi nu zice. Nu zice asta. Pentru verbul a zice, pentru că verbul este a zice. Așa îl găsim în dicționar. Aceasta este forma de infinitiv. O să spun, fii atent, cu 2i, forma afirmativă a imperativului pentru verbul acesta este cu 2i. Iar la forma negativă, nu fii neatent, cu un singur i. Pentru că iarăși folosim infinitivă. Du-te acolo, forma afirmativă, forma negativă, nu te duce acolo. Verbul este a se duce. Folosim forma de infinitiv. Vino, nu veni. Verbul este a veni. Adu harta, nu aduce. Nu aduce nimic. Sau, fă ceva, nu face asta. Și putem continua și cu alte exemple. Ascultă-mă. Forma negativă, nu mă asculta. Pentru că verbul este a asculta la infinitiv. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la forma aceasta negativă a imperativului. Trecem mai departe la greșeala numărul 8. Trebuie să fiți foarte atenți la formele corecte ale substantivelor împrumutate din alte limbi. Forme corecte ale substantivelor împrumutate. Sunt multe cuvinte împrumutate din engleză care au intrat în DOM 3 și au o formă mai asemănătoare cu formele clasice ale cuvintelor românești. De exemplu, o să spun corect grapefruit. Exact cum se aude. Grapefruit.
Și grapefruituri este forma corectă? Grapefruituri. Nici o cratimă, exact așa scris. La fel o să spunem laptopul, fără cratimă, pentru că am văzut copii folosind forme laptop, cratimă, ul. Nu. Laptopul. O să spunem designul. Legat, fără cratimă, designul. After. Sculuri, fără cratimă. Baseballul. Baseballul. Cu doi L la baseball și pur și simplu adăugăm articolul hotărât. Dacă sunteți nesiguri pentru o anumită formă, căutați în DOM 3 și veți vedea care e forma corectă și formele, care sunt formele acceptate. Și pentru că vorbim despre substantive, haideți să trecem și la niște forme acceptate de plural, acceptate de DOM 3. Adică la greșeala a 8-a. 9, de fapt. 9. Sunt acceptate formele. Pentru substantivul ecler, avem și acceptată forma eclere. Înainte, forma corectă era doar ecleruri. Sunt acceptate coperți, ambele. Coperți, coperte. Sunt acceptate, este acceptat la fel pluralul de la azil, azile. 10. A 10-a greșeală. Am vrut să discutăm despre conjunctivul verbului a fi. Conjunctivul, sper că știți deja, se formează cu conjuncția să, de aceea se și numește conjunctiv. Conjunctivul prezent, întâi, al verbului a fi. Vreau să conjugăm verbul a fi, să vedeți formele și discutăm puțin de ce sunt, de ce apare așa verbul a fi la conjunctiv prezent și apoi la perfect. Eu să fiu. Vedeți că apare pe lângă să, fii și terminația U, terminația de persoană. Tu să fii. Pe lângă rădăcina fi apare și terminația de persoană I. El să fie. Vedeți că peste tot, pe lângă I, mai apare ceva. Și aici, de asta avem doi I la persoana a doua. Pentru că pe lângă rădăcina apare și terminația I de persoană. Noi să fim. Aici e simplu. Voi să fiți și ei să, ei, ele să fie. Deci nu există eu să fi, da? Aș vrea să fi atent, cu un singur i. Aș vrea să fii atent, cu doi i. La perfect acum. Știți că la perfect, pe lângă conjuncția să, în conjunctiv, în structura conjunctivului, intră și auxiliarul a fi. Adică vom avea auxiliarul a fi și verbul de bază a fi la participiu. Eu să fi fost. Aici, pentru că este auxiliar, o să apară la forma aceasta de infinitiv. Și este invariabilă, nu schimbă forma, o să vedeți că la toate persoanele e aceeași formă. Tu să fi fost. El sau ea să fi fost. Noi să fi fost. Voi să fi fost. Ei sau ele să fi fost. Și se întâmplă lucrul acesta încă o dată pentru că verbul a fi este aici auxiliar. Nu este verb de bază. Nu este verbul care să poarte sensul. Aici, în schimb, e verb de bază. Și e conjugat. Schimbă formă în funcție de persoană și număr. Dincolo, când este auxiliar, rămâne exact la fel. Trecem mai departe la greșeala a 11-a. Condițional optativul. Modul condițional optativ se formează cu infinitivul. Prezent se formează cu infinitivul. Și la fel aș vrea să conjugăm câteva verbe. De exemplu, o să spun eu aș merge. Aș este auxiliarul care marchează condiționalul optativul, iar ăsta merge este verb la infinitiv. La fel, o să spun tu ai apărea. Verbul este a apărea.
Aici e forma de infinitiv. El ar veni. Am văzut de multe ori cu 2i. Niciodată cu 2i. Pentru că este infinitiv. Forma din dicționar este a veni, un singur i. Noi am îndeplini. La fel, un singur i, pentru că aici este forma din dicționar. Forma de infinitiv. Greșeala următoare, numărul 12, se referă tot la o formă verbală compusă care utilizează infinitivul, viitorul, viitorul standard. La fel, se formează cu infinitivul, pe lângă verbul auxiliar. O să spun așa, eu voi veni. Ăsta este infinitiv, a veni. Eu voi apărea. Verbul a apărea. Eu sau tu vei îndeplini. Cu un singur i, pentru că este infinitiv. El va desena. Și așa mai departe. Deci folosim infinitivul în structura viitorului anterior al modului indicativ. Ștergem și trecem mai departe, pentru că mai avem de discutat. Vedeți că infinitivul apare în mai multe forme verbale compuse. Apare la condițional optativ, apare la viitor standard. Și trebuie să greșeala care apare adeseori în situațiile acestea este numărul de i de la final. Nu singurii. Sunt foarte puține verbe în limba română care se termină cu 2i la infinitiv. A se sfii, ai prii, dacă le întâlnești pe acestea, cu 2i la infinitiv, atunci sigur că vor apărea cei 2i și la viitor standard și la condițional optativ prezent. Trecem mai departe. Vreau să discutăm câteva chestiuni de acord. Cred că suntem la greșeala 12. Sper să nu greșesc numărul. Acordul cu fiecare, cu pronumele nehotărât fiecare, se face la singular. Chiar și într-un enunț de tipul fiecare dintre copii a sosit la timp. Acordul este între subiect și predicat. Predicatul este a sosit, iar subiectul nu este copii, așa cum ar putea părea la o privire rapidă, ci este fiecare. Dintre copii este în acuzativ și este un atribut, de fapt. Fiecare a sosit la timp. Nu facem acordul la plural când apare fiecare. E o greșeală care a fost la examen, cred că acum 2 ani, sper să nu greșesc. În aceeași notă, trebuie să fiți atenți la acordul atunci când acordul subiectului cu predicatul pentru substantivele colective. Acordul cu substantivele colective. De exemplu, o să spun grupul de părinți stă afară. Nu grupul de părinți stau afară, ci grupul stă. Predicatul este stă. Cine stă? Grupul. Părinți, iarăși, ca și în exemplul de mai sus. Părinți este un substantiv în acuzativ. Și ar putea părea subiectul logic al enunțului, dar gramatical, părinți e un atribut aici. Care grup de părinți? E un atribut substantival prepozițional. Greșeala următoare, 14, tot o chestiune de acord. Când e vorba de pronumele negative, nimeni, nimic, acordul se face tot la singular. În cazul pronumelor negative, nimeni, nimic, acordul se face la singular. Corect? Spun așa. Nimeni n-a venit. Nu nimeni n-a venit, ci nimeni n-a venit. Nimic nu a fost realizat. Nimic nu a fost realizat. 15. Vreau să discutăm puțin și despre formele corecte de gerunziu.
Voi scrie și formele de infinitiv ale acestor verbe și apoi forma de gerunziu. De exemplu, pentru a fi, gerunziul este fiind. Adică adăugăm terminația ind la infinitiv. Apoi, pentru verbul a evidenția. Aici am văzut câteva dificultăți ca au copii. Când verbul se termină în ia, atunci o să avem terminația ind. Nu o să fie evidențiând, ci evidențiind. Evidențiind. La fel, a disocia. E aceeași situație. Ia, disociind. Pentru verbul a domicilia. Aceeași situație. Ia, domiciliind. Și o altă dificultate apare atunci când verbul este deconjugarea a doua, de exemplu, a dispărea. Cu terminația ea, în cazul acesta gerunziul este dispărând. Cu terminația ind. A apărea, apărând. Terminația ind. Deci dacă avem ia la infinitiv, atunci gerunziul se formează cu ind și dacă este ea, adică conjugarea a doua, se formează cu ind. Sper tabla și trecem mai departe la greșeala numărul 16. Discutăm tot despre un verb și formele sale corecte. Verbul a crea. 16. Formele verbului a crea. Sunt forme corecte de indicativ prezent următoarele. Creez. Când apare Z, scriem cu 2 E. Tu creezi, la fel Z, el sau ea creează. Deci dacă apare Z-ul, scriem cu 2 E. Dacă nu apare Z-ul, nu scriem cu 2 E. Mai departe o să spunem, noi creăm. Vedeți? Un singur E. Pentru că nu apare forma Z. La conjunctiv o să spun să creez. Eu să creez, tu să creezi, el să creeze. Pentru că apare Z, scriem cu 2 E. Gerunziul verbului a crea este creând. Celelalte forme ar trebui să fie ușor de identificat. Greșeala numărul 17. Haideți să trecem și la alte părți de vorbire pe care nu le-am discutat, despre formele corecte ale numeralelor. Și aici apar deseori greșeli. Este corect 16. Nu 16, 16. În schimb, este corect 18. Și atât. Nu 18 sau 18 sau 18 sau toate variantele. 8 spre 10, forma corectă. La fel, este corect al 8-lea. Nu altfel, nu al 8-lea, al 8-lea sau alte forme. Atenție să faceți acordul când e vorba de 12, de exemplu, 12 scaune. Nu o să spun 12 scaune. Ci o să spun 12 scaune. Pentru că scaun este neutru și știm că neutru, așa cum am discutat și mai devreme, la plural are formă de feminin. O să spun 2 scaune, 12 scaune, nu 12. 12 băieți, facem acordul la masculin, 12 scaune, 12 fete și așa mai departe. Greșeala numărul 18. Trebuie iarăși să fiți foarte, foarte atenți la forme corecte de plural pe care încă o dată le puteți consulta
în dom. De exemplu, pentru, haideți să notez și forme corecte de plural. Pentru iglu. Forma corectă este igluri. Se dublează U pentru că este terminația de neutru uri. Un albuș, două albușuri. Terminația uri de neutru. Pentru colind, colinde. Pentru eseu, pe care l-am văzut recent la o simulare județeană, eseu, eseuri, nu esee. Un eseu, două eseuri. Fierăstrău, fierăstraie. Fierăstrău, fierăstraie. Greier, greieri. Atenție aici la greier, la greier, de fapt, sunt acceptate amândouă formele, și greier și greiere. Și ambele au aceeași formă de plural. Ștept tabla și trecem la greșeala numărul 19. O să discutăm despre sensurile diferite ale formelor de plural. O să păstrez aici. Sensuri diferite ale formelor de plural. De exemplu, pentru substantivul coartă, care are două forme de plural, corzi și coarde. Fiecare formă de plural este specifică pentru un anumit sens. De exemplu, o să spun corzi de vioară. Este corect? Și coarde vocale. De asemenea, substantivul bandă are două forme de plural. Benzi și bande. Benzi cu sensul de fâșii. Și bande cu sensul de bande de hoți. Grup de răufăcători. Capul bandei de hoți. Forma este bande. Bun, trecem mai departe la greșeala, o să șterg mai jos, greșeala numărul 20. Vreau să discutăm de anumite forme compuse, cuvinte compuse și sensul lor. Sensul cuvintelor compuse. De exemplu, pentru bine crescut, scris cu cratimă. Aici, structura aceasta bine crescut are sensul cuvincios. Este bine crescut, este cuvincios și scrie cu cratimă. Și dacă spun că e bine crescut, adică e crescut bine, nu folosesc cratimă și are sensul de e dezvoltat. Este dezvoltat. E crescut bine. La fel, binecunoscut, binecunoscutul cântăreț. Cu cratimă înseamnă e celebru, e foarte cunoscut. Și bine cunoscut, fără cratimă, înseamnă că e cunoscut de multă lume. E bine cunoscut. E știut bine. În funcție de ceea ce vrem să exprimăm, alegem cuvântul. Binevenit. Binevenit. Scris într-un cuvânt. O să spun că întâmplarea este binevenită. Înseamnă că este dorită, că este oportună. Dorit, oportun. Și binevenit, că sunt două cuvinte, înseamnă care a sosit cu bine. Sosit cu bine.
De exemplu, fii binevenit la noi. Bine venit, în două cuvinte diferite. Nu vreau să spun fii oportun la noi. Atunci scriu în două cuvinte diferite. Bun, trecem mai departe la o altă greșeală, greșeala numărul 21. Vreau să discut anumite forme corecte ale cuvintelor. Dar vreau să șterg întâi talba ca să se vadă foarte clar. Forme corecte. 21. Ale cuvintelor. Diferite greșeli pe care le selectez aici, pe care le-am întâlnit la copii de-a lungul timpului, este corectă forma delinquent. Delinquent. Nu delinquent. Delinquent e formă greșită. De asemenea, este corectă forma repercusiune. Repercusiune, care înseamnă urmare, consecință. Nu forma, cum am mai văzut, repercursiune. Nu. Repercursiune este formă greșită. Sunt corecte ambele forme, diseară, deseară. Sunt acceptate amândouă. Este corectă forma confort. Nu confort. Deci confort, nu. E formă greșită. Atenție de asemenea la 22, la următoarea greșeală. Atenție la pluralul cuvintelor compuse. O să spun nou născut, scriem cu cratimă, și la plural este nou născuți. Nu noi născuți, ci nou rămâne e invariabil. Nou născuți. Pentru floare de colț, flori de colț. Apar două cratime aici. Flori de colț. Pentru viță de vie, o să spun vițe de vie. Vițe. Aici își schimbă forma primul substantiv. 23. Atenție la preluarea anumitor cuvinte din limba engleză. Pentru că greșiți aici. De exemplu, am văzut structura a face sens. A face sens nu există în limba română. A face sens este o formulare greșită. În limba română spunem are sens. A avea sens. A avea sens este corect. Spunem are sens. Verbul este a avea, nu a face. La fel, că am tot văzut, apropo de englezismele astea, determinat, adjectivul ăsta, determinat cu sensul de hotărât. Nu, în limba română nu înseamnă asta. A determina înseamnă a face pe cineva să facă ceva în limba română. În engleză, determinat înseamnă hotărât, dar în limba română nu. Determinat nu înseamnă hotărât. Folosiți cuvântul hotărât dacă vreți să spuneți hotărât. Determinat este participul de la verbul a determina, care înseamnă, așa cum am spus, a face pe cineva să facă ceva. 23, 24. 24. Atenție la, iarăși, la un dezacord pe care l-am întâlnit frecvent. Dezacordul de la exercițiul 7 de la literatură. Dezacordul de la exercițiul 7. Așa o să numesc greșeala aceasta. Exercițiul 7, știți că vă cere să notați un element de conținut comun. Și unor elementul de conținut comun este un substantiv la plural. Și am văzut adeseori formulări de tipul un element de conținut comun. Comun este copacii. Copacii nu este un element de conținut comun. Vedeți? Un element este copacii. Aici e un dezacord.
Ca să evitați dezacordul acesta, puneți un element de conținut comun, îl reprezintă. Îl reprezintă copaci. Verbul reprezintă are aceeași formă și la singular și la plural. 25. Iarăși, încă puțin despre forme verbale acceptate de noul domn. Sunt acceptate și formele așează, așează. Sunt amândouă acceptate și așează și așează. Înainte doar așează era formă corectă, înainte de domn 3. La fel și înșală, înșală. Sunt acceptate ambele forme. Înșală, înșală. Greșeala numărul 26. Este o greșeală de exprimare. Aici la exprimare, iarăși, trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Formularea să fie întotdeauna scurtă, enunțuri scurte și clare cât se poate de mult. 26. La pleonasm să fiți atenți. Adeseori, la exercițiul 8, aveți strecurat câte un pleonasm. 8 de la gramatică. De exemplu, dacă spun să conviețuim împreună. Evident că dacă conviețuim, locuim împreună. Nu trebuie să mai apară adverbul acesta împreună. Să conviețuim. Sau torente de ploaie. Torente înseamnă ploaie puternică. Nu trebuie să mai scriem de ploaie. Să revin din nou. Evident că dacă revin, mă întorc. Prin a doua oară, nu o să mai spun din nou. Deci căutați, uitați-vă și la existența pleonasmului, pentru că poate să existe și acesta, poate să apară și acesta la greșeli, la posibile greșeli. Sigur că sunt multe de discutat despre ce greșeli pot apărea la exercițiul 8 și nu numai, chiar și la, v-am spus, exercițiile de formulare a răspunsurilor scurte. Sfatul meu încă o dată este să formulați enunțuri cât mai scurte și cât mai clare la toate exercițiile. Încercați să evitați frazele lungi, o idee, un enunț, pentru că vreți să fiți cât de coerenți este posibil. Țineți cont de toate aceste greșeli. Voi mai face cât de curând un videoclip în care aș vrea să discutăm virgula. Unde așezăm virgula? Unde, în ce situații, în ce context este nevoie de virgulă? Și vom încerca să găsim niște soluții cât mai ușor de reținut despre utilizarea virgulei, pentru că și virgula vă poate costa exercițiile, punctele de fapt la redactare, la exercițiile 7, 8, 9 și chiar și la compunere. Sunt multe puncte care se pot pierde din utilizarea greșită a virgulei și evident, dacă nu folosiți virgula corect, sigur că nici ceea ce vreți să transmiteți nu este corect. Pentru că virgula apare dintr-un anumit motiv, apare pentru a transmite de fapt o idee într-un anumit fel. Sper că vă ajută acest video despre greșeli posibile. Sper că puteți să rețineți ceea ce am discutat noi astăzi. Dacă aveți alte sugestii sau alte subiecte de videouri sau alte subiecte pe care vreți să discutăm, vă rog să le lăsați în comentarii și în cel mai scurt timp posibil acestea vor deveni realitate. Până data viitoare, numai bine vă doresc! O zi frumoasă!